Dă-mi și mie o cafeluță. Sau nu, un ceai. Ți le-am făcut deja, pupăză. Ia uite. Aici e cafeluța și aici e ceiucu. Așa te întâlnești cu toată lumea? Numai cu tine. Și aici ai o cacauță caldă. Aoleu, asta s-a îndrăgostit de mine. Ce mă fac? Hai noroc că-i convine lui șeful să fii paznic de noapte, că altfel ți le turnăm în cap. Mă, Betty, tu ai fi bună de nevastă. Dacă n-ai fi așa nasoală. Nu sunt pregătită încă. De parcă noi bărbații am fi pregătiți pentru o față ca a ta. E foarte bine. Mai la stânga un pic, mai la... Așa, gura, gura. Bună. Mai bun. Desăvârșit. De ce ești așa nasoală? De ce? De ce? Că te-aș lua eu la ce cafea bună faci. Vandame! Vandame, cred că avem un șoricel! Ușoricel? Cine naiba mi l-a adus? Că mi l-a adus, mă, nimeni! A venit singur prin gaura asta din perete! E șorice de la cu gaură? Sălbatic? Ne-am nenorocit, să știi! Oh, da! Hai să nu-mi zici că ți-e frică de un amărât de șoricel! Cine, mă, dita mai caratistul, dita mai primarul, dita mai fost soldat NATO se sperie de un șoricel? Ce te-ai transformat din tăuraș focos în bou fricos, mă, Vandame? Nu mi-e frică deloc, ironico. Mie-mi e doar... mi-e doar scârbă. Că șoricii trăiesc în ghiene, sunt plini de microbi. Da, da, corect, corect. Păi atunci treci asupă gaura că ne infestează. Hai! Ok, bine, m-ai prins. Mi-e frică de șoareci. Am fobie la ei, te rog eu mult. O astup tu? Vandame, asta nu este treabă de femeie. Trebuie făcut ciment. Eu nu pot să o fac singură, de asta mi-am luat bărbat. Băi, femeie, lasă-mă în pace cu gaura ta. Vandame, durează doar câteva secunde. Trebuie doar să bași ceva tare în ea și împingi puțin. Ok, ok. Dar fii atentă că dacă văd blană, am fugit. Pervers și naibii. Ce madinal sunt. Ai văzut că nu te-a sfâșiat? Sigur, sigur nu vrei să te premiezi? Curajosul meu! Nu, mersi, mersi! Bine, drag, atunci ne vedem la birou! Ești bărbat, ce naiba! E doar un șoarece! E un nimic! Cât poate să conteze ceva care... Care e doar 5% din tine. Oho. Și încă cât contează mai mult decât ceilalți 95%. Dar sunt curajos. Sunt curajos. Și puternic. Și inteligent. Uite cum arăt. Deci n-are cum să mă domine psihologic un amărât de șoarece, nu? Betty! M-ați chemat? Ce căuta ăsta ascuns după dulap? Acolo era. Fierar al dracu cât l-am căutat. L-am ascuns ca să nu pună cineva mâna pe el, șeful. Și de ce nu mi l-ai dat mie? Să-l ascund eu? L-am ascuns odată când a intrat doamna și am uitat de el. Mm-hmm. Îl ascundeți dumneavoastră? Da. Unde? Betty... Poate uita și dumneavoastră unde l-ascundeți, șeful. Mai bine știu două persoane decât niciuna. Auzi, mă, Betty. Sunt numai ochi și ochi. Ce ți inspir eu așa la prima vedere? Dragoste. Pentru electorat.
și putere. Dumneavoastră sunteți deasupra tuturor. Dă, Doamne, să fie și deasupra mea. Corect! Că eu sunt deasupra tuturor. Mie n-are de cine să fie frică. Cum n-ai vă să fac să nu dorm la noapte acasă? Ce să inventez? Să treci, domn președinte. La ordin. Caraibe? Când? Sigur, domn președinte. Puteți să trimiteți clientul liniștit la mine. Mulțumesc, domn președinte. Mersi, doamne. Adică, mersi, domn președinte. Am scăpat de orașul ăsta infect. Adică, am vrut să zic că... Mă rog, Betty plecă în Caraibe. Dar credeți că doamna o să fie de acord? Asta nu mai pot eu. O să se împace cu ideea, n-are ce să zică. Că e delegație oficială. Plec la un schimb de experiență pentru aclimatizarea palmierilor. Trebuie să importăm 5.000 de palmieri. O să împodobesc Bucureștiul numai cu palmieri. O să arate exact ca în Caraibe. Ce bine că poate să legalizeze și Eba drogurile ușoare cum vroia. Mă duc să-i dau vestea. Lui Eba? Nu, nevasta mea deșteaptă-o. Între timp sună la smurt că sigur o să ia inima când o să afle că plec. Caraibe, Caraibe, Caraibe. În Caraibe? Dacă mi-o cere datoria, ce să fac? Și câți ani are datoria asta? 24-25 e siliconată? Iar ești paranoică. Nu pleci nicăieri! Să fie clar! Serios? Păi atunci ia telefonul și sună-l pe domnul președinte și spune-i că ai anulat deplasarea. Hai că din profil par șefa lui. Hai. Nu? Așa mă gândeam și eu. Și ce vrea să faci acolo? Schimb de experiență cu localnicele. Foarte nebunit! Sper că ai microfon în birou. Mă scuzați, domn președinte, dar m-a luat valul. Știți, m-am gândit la Caraibe, valuri. Nu mă gândeam la dumneavoastră. Când pleci? Mâine dimineață. Dar nu fi tristă, că știu că are cine să țină de urât. Cine, mă? Șoarecele! Cum n-ai bălopresc? Mă ierta șeful, dar nu putea și dumneavoastră să trimiteți unul necăsătorit? Sau măcar o femeie? Că ce n-ai acolo e capitala dezfrâului. Uitați, puteți să o trimiteți pe domnișoara Eba să se documenteze pentru inițiativa ei cu drogurile ușoare? Păi nu? Cafeluța, mămica, poftim? Mersi, pui. Ai pus zahăr? Păi ți-o dădeam eu amară? Atunci nu beau, îmi pare rău că sunt la cură de 3 zile. Vreau cu zaharină. Cu zaharină, mămica, sigur că da. Ia, mămica, cu zaharină. Cât ai pus? 3, ca de obicei. Acum beau cu 2, ca așa zice la cură. Trebuia să mă întrebi. Cu 2, mami. Da? Cu 2, zacarine. Ai, 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 ai. Acum vine băiatul cu zacăr. Ăsta cu cafea, că m-am și zăpăcit ea. Una. Și cu una face 2 până la urmă. Ia că-te, mămica. Cu 2 zacarii. Tot dulce pare. Hai. Păi ce să facem? Două. Pune-mi una și jumătate. Una și jumătate. Cu zacarină. Una și jumătate. Ia că-te. La 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 la, una. Și cu
Ești... Stai, mă, mă și nervez. Te bagă măta! Eee, păi dacă în jur nu mai îmi face dragă niciun favor, lasă că mi-o fac singură. Dă-mi coace. Pun... Ai văzut ce era atât de greu? Vai, de cap, mă. Iată, bă, ce mi-o lua inima la trap. Ale dracu-te, lenovelele astea. Tanti, nu cumva e de la cafele, că ați băut cam multe. Da? Câte mi-a dat? 3 v-a dat. 3! Pune mernicule! Tu vrei neapărat să mă termin cu inima? Să dea dracu, să n-am eu somn la noapte, că la tine viu! Tanti, nu mai bine vă duceți la Teo ca să fiți sigură că nu e iar cu Van Damme. Hainele? Da, nu. Nu că și altele. Sau și mai rău, umblă despuiat ca localnici. Îi dau foc la acte. Da, 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 da. Și le-a luat nemernicul. Îi dau somnifere. Somnifere să pierd avionul. Da, nu. Nu e bine că la câte i-am dat a devenit timon deja. Liniște, mă, că încerc să gândesc aici. Leg de pat. Asta e, leg de pat. Dar nu că mă excit, firar să fie, nu. Ce vrei, mă? Wow! Ce puternic ești. Ce-și, mă, guzgan sau ce dracu ești? Guzgan. Corect, guzgan. Că dacă faci atac de cord, îl spitalizezi și adio, Caraibe. Da. Și mai zici că nu faci intenționat, nemernico. Nu vrei să mă termin psihic. Da, țeapă. Că nu mai e frică de șoareci acum. Van Damme, da, nu eu l-am scos. El l-a scos. Șoricelul, dar ce zic eu, șoricel, că nu e? E un monstru! E cât o vacă, uite așa ochiul avea! Și mai e și liber, e pe aici pe undeva. Eu zic să te ascunzi repede în baie și să nu ieși până nu vine de la teratizare! A ajuns! Nu, cred că s-a dus aiurea. Mai bag o dată. Da, Tanti, sunt vulnerabilă pentru că sunt singură. Toate cunoștințele mele au pe cineva, numai eu nu. Am pus, mă mai stârnesc și iepuri ăștia. Dar ce fac, dragă, ce fac? Bagă mai adânc. Asta? Acum mă credeți? Simți? Da, împinge mai tare că e bine. Măi, fata, până-și trece bocetele, eu măcar duc pe afară să mă răcuresc, că acelea așa m-au luat niște cerbințel, dar numai. Mă închide dracu caloriferile alea. Oh, we're gonna fight, fight, fight for this life. Alo, da. Teo, am mare nevoie de tine. În ce problemă? Hai, mă, că știu că știi, că se aude prin pereți. Trebuie să vii să mă rezolv rapid. Da, de ce nu te rezolvă Emma? Că parcă v-ați împăcat. Hai, mă, eu nu se pricepe în problema asta. Vino că te aștept urgent la mine în baie, până nu apare Emma, te rog eu. De ce nu? Salut, curajosule! Știam eu că ai auzit! Teo! Teo, trebuie să mă rezolvi! Ok, ok! Spune-mi, cum vrei să fac? Repede! Atunci arată-mi problema!
Dar mai bine ți-o spun pe gură. Perversule, îmi place ideea. Teo, am un șobolan în casă și nu pot să ies de aici din cauza lui. M-ai chemat? Pentru un șoarece? Am fobie. Și vrei să dormi la mine, nu? Nu mă, Teo, vreau să mă scap de... Vândă-me! Am eu față de deratizare? Nu mă, Teo, stai liniștită că eu vreau să mă scap de fobie, nu de șoarece. Trebuie să plec în Caraibe și sunt captiv aici. Da, înțeleg. Hipnoza este unica metodă rapidă în psihiatrie. Hai, întinde-te, că nu vreau să-mi petrec toată seara cu tine aici, degeaba. Și unde să mă întind? Aici? Mă rog, rămâi așa. Număr până la 3 și adormi, bla, 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 hai că știi procedura. 3. Zi, ce-i cu fobia asta? Sunt mic. Sunt orfelinat. Bravo. Toți ceilalți copii au plecat în excursie și pe mine m-au uitat închis în baie. Și e noapte. E întuneric. Și frig. Dintr-o dată apare el. Șobolan. E mare. Spăimântător. Și mă privește cu ochii aia roșii și pătrunzători. Ajunge! Nu e așa că e fricoșător? Nu! E plictisitor! Și scufița roșie are mai multă acțiune. Auzi, ia spune, mă găsești sexy? Nu, că mie nu-mi plac nebunele. Și tu ești la fel de dusă ca și nevastă mea. Poate chiar mai rău. Sunt dusă? Bine, tu nu știi, ești un pișocios! Sau mă rog, o să fii! Nu o să mai ai fobie de șoarece! Dar de fiecare dată când o să auzi cuvântul șoarece, o să faci pe tine! Ta-da! Ai scăpat de fobie! Hai, distracție plăcută în Caraibe cu nebuna ta! Ce ușor a fost! Îți mulțumesc, Teo! Dar să știi că plec singur, nu cu Emma! Caraibe, vin! Mama! Ah, de-aia l-a băgat aia în baie! Ce-am făcut? Și chiar nu mai e frică de șoarece? Scuze, am o urgență! Auci. Măcar îi zic că le ia cuvântul magic ca să-l țină doar în baie. Mă duc. Doamnelor și domnilor, astăzi seară vom vorbi despre viol. Dar de ce doar să vorbim despre viol? Pentru că televiziunea înseamnă acțiune, înseamnă imagine. Hai să le arătăm telespectatorilor ce e un viol. Hai, ce buze senzuale. Hai, ți-ai dat cu ușa pe buze? Te vreau acum, pupuzel. Hai, băi, ajutor! Ia uite, Spider-Man îl violează pe Goofy. Băi, de ce fugi, mă, că omori audiența, fătălăule? Sunt o bombă, o bombă hormonală. Ia uși, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Bine, pupăzel, nu-i nimic. Mai avem și o altă variantă de rezervă, trecem la ea. Stai! Mârlănene, stai odată locului. Să nu facem amândoi atac de corde. Hai că uite, dacă stai tu o tură, promit că eu o să stau două. Nu ce zice? Doamne, doamne, nu te-am rugat nimic toată viața mea, dar acum uite cum fac. Dă-mi, te rog, un infart. Lasă-te-a-tru, că știu că mă vrei. Știu că mă vrei, stai. Sexy, știu că mă vrei. Toată noaptea te gândești la norii mei. Sexy, știu că mă vrei. Toată noaptea te gândești la norii mei. În sfârșit, ai stat. Sexy. Băi, gota cu usculare. Nu mă lăsa, nu adus. Fie la dracu să fie. Am leșinat-o mai acum. Mama, mai bine face infarctul ăla pe care ți l-ai dorit, că rămâneai țeapăn, peste tot. Sau măcar unde trebuie. Na, cu ce fac? Chiorete, unde trebuia să pui prosopul?
Păi mi-a zis să nu las atârne în pat sau pe cadă. Și eu l-am pus pe calorifer. De, era și ud, trebuia să se usce, nu? Nu, pentru că e folosit, locul lui e în coș. Păi da, da, asta mi-a zis. Dar chiar trebuie să-ți dau mură în gură ca la sugari? Recunoaște că e superficial și nu... Și tu ești picară și absurdă. Și eu m-am calsăturat că eu am nevoie de o iubițică, nu de dictatoare, na? Ia uite-a! Apropo, și în seara asta o să dorm unde o să văz eu cu ochii, na? Chiorete, stai mă, că eu am vrut să văd dacă mă supur și scorpie. Ce-ți fac, tic-tac, tic-tac? Ah. Mamă, dacă mă găsești cunată unul cu care să cânt când de genul ăsta nebunești. Cui fac, tic-tac? Aberantă! Te-ai certat cu Afrodita? Da. Ce bine, lasă că-ți repară papa inima. Unde o ai? Da, ua! Da, ua! Mai frică! Stai că te găsește, draci, nu pe pijama mea! Ăsta chiar nu poate fără mine. Afrodita, vreau să... Și eu vreau. Ești sigură? Da. Hai să-mi trag unul, că dacă știam de mult, aruncam ăsta pe care-i fier. Dor mi-a fost de tine, nu? Parcă ziceați că nu veniți în seara asta. Scuze, am uitat biletele de avion. Păză, sper că ești discret. Să nu care cumva să apară prin presă că am transformat primăria în bordel, că... Hai succes! Haideți, domnul Pupăză, nu mai faceți glume pe seama mea. Și așa mă simt destul de jenată. Dar nu fac nicio glumă. Betty, ce superbă! Și dansul ăla, în viața mea nu am simțit așa ceva cum simt pentru tine. Domnul Pupăză, ce faceți dumneavoastră acum? Mi-au făcut toți colegii de liceu. Și nu mă refer numai la cei din clasă. Cunoști scenariu, mă seduceți, după care mă întrebați cum am fost atât de proastă să-mi imaginez că unul ca dumneavoastră s-ar uita la o nasoală ca mine. Și de ce nu mă sinucid? Așa că, pentru a vă economisi timp, vă răspund la ambele întrebări. Nu cred nicio secundă că unul ca dumneavoastră s-ar uita la o nasoală ca mine și nu mă sinucid pentru că nu vreau să ajung în iad, că s-ar putea să fiu cea mai urâtă și de acolo. Și asta ar fi prea mult chiar și pentru mine. Măcar în rai e mai suportabil. Auzi? Nu vrei să ieși cu mine? Din clădire? Vă conduc? Haideți! Nu, 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 nu! Să ieși cu mine ca să ne cunoaștem mai bine. Deci nu te lași, Pupăză, a? Ok, continuă cu bătaia de joc. Da, să știi.
Că o să-ți iei adio și de la cafeluță, și de la ceiuc, și de la căcăuță. Ce frumos îmi vorbești. Ce frumoasă e dimineața, mămica. Cum te simți? Împlinită. Mă bucur că am făcut-o. Dar să știi că dacă nu te întorci să-ți ceri iertare, nu... Stai, cum adică m-am întors să-mi ceri iertare? Păi nu de-ai venit? Nu-ți, mămica, eu m-am întors că fiindcă mă urmărea cârca să mă călărească, că eram călduri. Și când am intrat acilea și ai sărima ta pe mine, eu am crezut că ai făcut așa, ți-a venit dintr-una, ca să te ierd pentru aberația aia cu prosopul. Chiorete, tu continui să mă faci aberantă după tot ce a fost între noi noaptea trecută? Eu? Mămică! Stai, bre, cieță! Afrodică! Stai, fată, măi! Mămica! Mămica! Mă, Afrodica! Eu am vrut numai să spun că... Dispari! Mămica, dar dacă fac pișul, dă știți? Afrodica? Plec în Caraibe, plec în Caraibe, plec în Caraibe. Nu faci și tu un duș, nu te bărbierești? Cine va pleci așa la întâlnirea cu localnicele? A? Ai dreptate aici. Mersi de pont. Băi, scoate astea, că o să-ți pară rău! Scoate-le tu, că eu sunt frântă! Crezi că a fost ușor să le montez? Cum să le scot din conștientă că sunt în baie și n-am nicio scolă la mine? Da? A, ghinion, mă! Dar lasă că acum ești în siguranță, că nu mai ajunge șoarecele la tine! Pișu! Afrodica, deschide tu, că acu chiar fac pe mine. Zi mersi că nu fac și eu, că la ce caracter ai asta ai merita. Hai, mamă, ce gine. Mărș de te. Hai, Chiore, mi-am găsit iubirea, mă. Mă, cine pupăză? A, nu care cum vă te dai la Afrodita mea că te găsești nedrept? Stai, mă, paranoicule, că nu-i vorba despre ea, e vorba de Betty, mă. Betty? Betty cea urâtă? Secretara lui Van Damme? Bă, tu știi cât de frumoasă e când se aranjează și ce striptease face? Betty, striptease? Pupă să tu aiurezi de la abstinență, bă, și cât de curând o să aiurezi și eu din cauza de blocajele alea. Era stai, să... mă, să spun. Bă, dacă zic e zână, am văzut-o eu aseară. Aha, și acum semnează că e reprăjitoare, ca în Shrek. Hai, bă. Chiorete! Nu e, mă, așa vrea ea să arate nașpa la birou. Hai, nu-mi spune. Asta semnează că e șpioancă sub coperire, bă. Și tu ai face bine să nu te conspiri, că altfel o să-ți ia gâtul. Râs ca prost, bă, că a văzut-o și Van Damme. Asta însemnează că o să vă ia gâtul la amândoi, incredibil! Tu te mai și făsesc, că ești praf! Da să trăiți, ordonați! Vezi că a dispărut Van Damme. Îl caută aia de la partid de 3 ore că trebuia să ia nu știu ce avion și nu a ajuns. Verifică rapid la el acasă că așteaptă însuși președintele răspuns. Președintele! Am zburat, să trăiți! Pupăză, caz grav! Van Damme, vezi că deja a dispărut! Cu mare băgare de seamă! Ce? Asta?
căci că fiindcă m-ai făcut prost în proximitatea exercițiului funcțiunii și tu mai rezistă că te găsește dracii, n-auzi că e caz de interes național? Nebunul, dăm drumul imediat că... că o să ajungi la pușcărie! Dacă mă mai insulți sau mă ameninți, te las acolo să mor, mă! Ca șoarecul! Hei, mă, deschide, că eu... Da, mă, da, ce e? Da-te că am nevoie și por, mă, spui! Ce nevoie? Stai! Că fac pe mine! Stai, că nu faci pe tine, că am baricada în baia, noi avem șoareci, da? Vin pe țevi! Așa că rezolvă băiatul, că iată, sunt armat! Dă-te că am nevoie la toaletă! Stai, că-s mari, mari rău! Ce mari, că eu nu mai pot! Dă-te! Dă-te! Stai, mă! Dă-te că fac pe mine! Stai! Dă-te! Yes! Yes! Ai văzut un nevernic? Ai văzut că tot am ieșit? Șericu! Șericu! Stai mere, bă, că n-am terminat! Bă, și eu ce să-ți fac, Iorete? Da. Trebuie să fac și eu, să-mi te la o parte! Da. Altă treabă, bă, nenic! Șericu! Șericu! Fugi! Fugi! Ia uite! Pune pe aș, Damia, zic că dacă nu mai nebunii la cap cu șoare, vreți să-l ciuri un imă! Atâta trebuie că eu sun la protecția animalelor și putrezești în pușcărie, mă! Dispari! Dispari! Ho! Cațaveicu! Ieși! N-auzi, mă, că-i șoarecu! Iau-te-l! 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 Șoarecu! Aolo! Păi, nebună, să mai nu face și pe el de frică! Super! O, zebelinule, o, unde fugi? Că mi-a trecut efectul de la cafea. Ta-ra! Mă vei? Dați-mi voie să vă prezint pe noua mea iubită. Când vine? Ia e! Ceva? Vezi, pupăză, nimeni nu crede. Încetează și întoarce-te la miile de iubite care te așteaptă. Stai, măi, Betty, mă, uite, să n-am parte de... Să nu-mi iasă numărătoarea banilor dacă mai am pe altcineva în afară de tine. Chiorete, n-am timp, sunt ocupată. Cu ce? Cu iubițelul meu. Bună, motănelule, ți-a fost dor de pisicuța ta? Mincinosule! Măi, Betty, iubito, unde te duci? Ce mi-ai făcut, nemernico? Betty, iubito! Iubito? Nu visez sau ce dracu? Normal că visez, mamica, doar nu crezi că puteam a zice ce ți-am zis. Mă vrei? Ce că da. În bulgar? Da. Distracție plăcută în Caraibe cu nebuna ta. Îți mulțumesc, Teo. Dar să știi că nu plec singur. Vrei să taie capul? Hai să le niciun! Ajutor! 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 Da, uite-l pe un băiat ce-l face cu chip și... Unde? Să zic, face sex, cum ai zis. Mă, da, bagu, bagu, uite, violează! Era pe temă! Sexy, știu că mă vrei! Toată noaptea te gândești la nunii mei! M-a obosit! Ce-a
frumoasă e dimineața! Ha, ce frumoasă e dimineața! Hiu! Am uitat să-i pun prosopul.